Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn pentru septembrie 2019. Dragii mei, încep cu mesajele de la Înger. Ați primit două mesaje foarte frumoase. Primul este: privește la puterea ta interioară. Ești mai puternic, mai puternică decât crezi. Aveți numărul 11, un număr de maestru, dar 1 și cu 1 egal 2. Probabil e o chestiune de relație între voi și voi înșivă, între voi și copilul interior, între voi și îngerul vostru protector, între voi și persoana dragă sau colaboratorii, da? Poate pentru unii dintre voi, eu știu pentru ce o fi mesajul ăsta, aveți niște complexe, că nu puteți să realizați anumite lucruri și totuși încercați să le depășiți cu niște ambiții poate prea exagerate. Poate alții v-ați lăsați pierduți în lumea aceasta materială prea mult și vă simțiți singuri în preajma oamenilor. Simțiți că vă lipsește ceva și cred că pentru unii dintre voi vă lipsește relația cu voi înșivă. O relație profundă și sensibilă. Trebuie să vă priviți sufletul într-un mod foarte prețios, să vi-l analizați cu delicatețe, să vă acceptați părțile bune și mai puțin bune și nu doar să le acceptați, să vedeți ce puteți să schimbați în timp scurt, în timp lung sau poate niciodată. Dar nu există niciodată, evident, la nivel universal. Există o undă de speranță în momentul în care începeți această autoanaliză, autopsihanaliză. Cred că unii dintre voi trebuie să descoperiți această ființă interioară în voi, evident, care este aptă să danseze, să se bucure, deși poate unii dintre voi sunteți prea doborâți de Saturnul care este în tranzit, pe soarele vostru și mai ales dacă aveți lună. Tot sper să fac un video despre acest tranzit foarte greu. Nu uitați acest mesaj. Nu uitați. În continuare, poate sunteți chemați să vă schimbați un pic mentalitatea, să vă schimbați un pic perspectiva în orice aveți de analizat. Doar schimbând perspectiva, puteți vedea noi orizonturi, evident, noi rezultate, noi soluții, în cazul în care nu aveți soluții. Fiți doritori să vă exprimați dragostea. Saturn pe Soare, pe Lună, pe ce-ar fi el, pe Venus, restricționează și e interesant cum vin aceste cărți, tocmai vouă. Restricționează capacitatea noastră de a ne exprima emoțiile, dragostea, poate chiar spiritul, da? Saturn. Pentru că este profesorul cel dur, dar o face cu un scop. Însă, nu uitați, da? Că sunteți puternici, da? Într-un fel sau altul, imaginile acestea corespunde și există diferențe vizibile. Dar fiecare personaj se uită la un alt personaj. Aici ar trebui să vă uitați voi la voi înșivă, eventual să descoperiți divinitatea din voi. Aici deja sunteți chemați să vă exprimați în relație cu altcineva, cu o persoană dragă, care așteaptă gesturi de tandrețe, de drăgălășenie, de, eu știu, voie bună de la voi. Nu vă lăsați copleșiți de acest Saturn, care, da, e de vreun an de zile, poate mai stă pentru alții încă un an, alții poate ați trecut deja de acest tranzit și încă vă resimțiți ca după o boală. Întoarceți-vă privirea către lumină. Meditați la timpul când ați experimentat dragostea ca să vă aduceți aminte, chiar dacă acum trăiți clipe deprimante unii cu Saturn, repet. Fiți de ajutor celor din jur, da? Fiți doritori să vă exprimați dragostea și fiți de ajutor și vouă înșivă.
Cred că această carte ar trebui să se refere și la dumneavoastră, să vă doriți să vă arătați dragostea față de voi înșivă, dragii mei capricorni, pentru că plutește în aer o dragoste adevărată, e pe aproape. Puteți să citiți, să ascultați la berbec, acolo am vorbit mai mult, cartea este un pic mai în spate, este plutește în aer. O aduce vântul, doar trebuie să vă întoarceți privirea către voi înșivă, cum am zis, către lumină, și către această dragoste care așteaptă să fie exprimată. Îmbrățișați-vă emoțiile. Știu, Saturn, știu cum e să treacă Saturn peste lună. Este înfiorător. Dar îmbrățișați-vă emoțiile. Haideți să vedem. Ce vor? Ia uite, faetonul. Mergeți mai departe. Îmbrățișați-vă plusul și minusul, întunericul și lumina. Și echilibrați-le. Mergeți către ce? Către steaua, către destinul vostru, către ceea ce vă vindecă. Trei de monede pe care le-am văzut și mai devreme, interesant, colaborare, da? Sau poate unii vă duceți la un tarot, la un astrolog, la un consult, de orice ar fi el, poate să fie și medical, da? Trei. Dar alții vă gândiți, știu că am interpretat altfel cartea, alții vă gândiți la o colaborare sau la un trio la locul de muncă, da? Și nu degeaba a apărut și aici trio la locul de muncă, poate unii vă vindecați sau meditați la această durere. În fine, haideți să vedem. Capricorn. Soare, lună, Venus, ascendent în Capricorn. Septembrie 2019. Cartea a avut. Marea preoteasă iar vrea să se arate niște chestiuni secrete sau, da, intuiția voastră vrea să comunice cu voi, dar trebuie să lăsați un pic responsabilitățile, grijile, fricile, da? Haideți să vedem ce aveți central. Vai, ce frumos asul de cupe! Vindecare în cazul în care ați fost bolnavi. Optimism în cazul în care ați fost deprimați. Simțiți, cum am spus mai devreme, dacă țineți cont de acele sfaturi, simțiți că în sufletul vostru vibrează emoții puternice pentru cineva. Sau pur și simplu descoperiți că aveți o relație deosebită voi cu voi înșivă. Sau începeți, vă programați. Vă programați această relație deosebită cu voi înșivă, cu sinele vostru, cu inima, cu sufletelul. Descoperiți că sunteți protejați, că îngerii vă copleșesc cu daruri, chiar dacă invizibile, chiar dacă nu sunt materiale, protecție. Dacă a fost boală, e vindecare. Dacă a fost o perioadă grea, plutește în aer nevoia de dragoste, un nou început în dragoste, emoțional, poate. Poate vă împăcați cu cineva de care v-ați despărțit, poate într-adevăr întâlniți o persoană nouă care vă emoționează. Semn de apă, pești, rac sau scorpion, eventual. Wow, ce vă blochează împăratul? Dacă sunteți mai tineri, împăratul poate să reprezinte chiar tatăl sau bunicul sau un profesor, o figură paternală foarte autoritară. Pentru unii poate să fie berbec sau tor, că așa vă place vouă să interpretezi cartea. Dar mie nu-mi place să mă opresc doar aici. Împăratul este o persoană, într-adevăr, care controlează. Dar vedem cum se așează cărțile. Poate sunteți chiar voi, cum am zis mai devreme, care vă controlați emoțiile. Saturn pe lună, Saturn pe soare, pe ce-ar fi, da? E foarte saturnian împăratul. Pentru că împăratul, chiar dacă ar fi semnul berbecului sau ascendent în berbec, are casa 10-a în Capricorn. Și atunci, în public, se arată foarte controlat, nu-și arată emoțiile. În spate, este o cupă care dă pe din afară, de prea plin. Dar în față, nu se vede nimic decât control, armură, scut. Aici este provocarea. Ca să nu zic blocajul. Poate cineva, într-adevăr, într-un fel, vă blochează. În preajma lor, vă blocați. Nu puteți să vă exprimați emoțional. Se întâmplă în preajma anumitor persoane să nu putem fi noi înșine. Viitorul îndepărtat. 9 de monede. Ați putea fi voi, că sunteți luptători, muncitori. Voi
Independenți financiar sau poate v-ați dorit, vă doriți de foarte mult timp, e subconștient această dorință de independență financiară. Este septembrie. Mulțumim de confirmare. Este o persoană venusiană. Pentru unii poate să fie o fecioară, undeva în subconștient, care vă afectează subconștientul. Dar trecând peste acest aspect, este o dorință a voastră de a fi independenți, că doar sunteți ca reprezentații cele mai ambițioase zodii, da? Și cu împăratul și cu nouă de... E varianta 3D a împărătese, interesantă, că avem, așa zis, o împărătesucă și un împărat. Îi zic așa pentru că e varianta 3D. Trecutul apropiat, 2 de bâte. Posibil a trebuit să alegeți între două persoane, între două relații. Sau să lăsați în urmă o relație care nu a crescut, nu v-a sporit, nu v-a bucurat și să vă hotărâți să vă luați destinul într-o altă direcție. Să priviți viitorul, lumea cu alți ochi. Să vă setați viitorul după alte principii, dacă ați făcut ce am zis mai devreme la începutul videoclipului. 2. Evident, e vorba de două situații. Una are potențial în viitor, alta a cam secat, s-a cam uscat. Băta din spate e cam uscată, cea din față încă e verde. Poate, dacă o sădiți, să și crească vreun pom din ea. Un pom al vieții, adică o chestie solidă, rezistentă. Patru de bâte, în viitorul îndepărtat sau în conștient, ce aveți în conștient în această perioadă, septembrie, octombrie, poate chiar și august, treaba voastră. Da, poate fi un semn de foc, că aveți deja trei cărți și cu împăratul, poate fi și un semn de pământ, împăratul poate fi și taur și avem taur, fecioară, capricorn și aici în spate. Dar trecând peste aspectul acesta care nu place mie să-l amintesc decât pe foarte scurt, patru de bâte, e o relație de lungă durată. O casă. Poate unii vă gândiți că v-ați schimbat ceva în casă. E o chestie care ține de casă. Poate vă mutați, vom vedea cum se așează că ați avut faetonul. Poate unii vă mutați într-o nouă casă. Vedem. E o relație de lungă durată. Pot fi și bucurii cu cei dragi. Poate să fie un eveniment deosebit la care unii dintre voi nu doar să vă bucurați cu cei dragi, cu prietenii, cu colegii, dar chiar să vă întâlniți sufletul, geamăn, după care toată lumea disperă. Prezentul sau viitorul apropiat, valetul de bâte, domnule, trei cărți cu bâte. Aveți aici un foc. Ori aveți planete în semne de foc, ori majoritatea s-ar putea să aveți de-a face cu un semn de foc. Berbec, leu sau săgetător. Valetul de bâte e mai copilaș, e un început de proiect. Da, v-ați setat în ultima vreme. E exact bâta pe care ați ales-o să vă susțină în acest viitor pe care vreți să-l exprimați, la care vă gândiți, vreți să-l manifestați, da? Exact bâta aceasta este aici, valetul de bâte. Probabil vreți să vorbiți sau așteptați să o comunicare cu cineva, ori semn de foc, ori cu un copil, dacă aveți copil. Dacă nu este un proiect creativ, inovativ, o relație, un început, mici pași într-o relație pasională pe care ați ales-o, da, cu doi de bâte și care v-ar putea duce către o relație de lungă durată. Și aici provocarea este ori o figură autoritară, poate tatăl persoanei, fată, băiat, poate este șeful, șefa voastră, că poate fi și femeie, poate este tatăl vostru care nu vă dă voie să vorbiți cu băiatul sau cu eu știu cine,
sau să începeți acest proiect pentru că este prea inovativ și nu este atât de tradițional cum ar dori ei. 8 de bâte, de, nu e de bâte, înseamnă că totuși sunt mesaje. Sunt mesaje. 8 de monede. Sfatul este să munciți, să vă implicați și să vă transformați prin muncă. Bine, asta o faceți oricum, majoritatea capricornilor. Aveți a doua carte de monede, da? 8 duce către 9. Sfatul este să munciți pentru că dacă vă doriți o casă, o relație, trebuie să stați undeva, da? Și trebuie să fiți independenți financiar. Deci încă mai aveți un pic de lucru în direcția asta. Sau să munciți pentru această relație. Să analizați fiecare detaliu și să descoperiți felul în care trebuie să manevrați situația, relația, persoana. Am zis 8 de bâte, mai devreme ia uite că a apărut. Comunicare. Vine cineva un semn de foc, dar nu e obligatoriu repede să fie semn de foc, poate o persoană pasională, mai focoasă de fel. Vine, intră. Este forță exterioară. Intră. Poate chiar din august ați început sau v-ați gândit cu 2 de bâte și începeți acum cu pași mici să manifestați, eu știu, primele mesaje, primii pași în această relație, care ar putea duce către o chestie stabilă. 4 e un număr stabil. 4 avem și aici la împărat. Da? Doar că probabil unii trebuie să vă controlați emoțiile, că aveți foarte multe emoții. Vedem cum se așează cărțile. Posibil să fie și o relație la distanță. Da? Oh. Oricum, toată situația vă transformă într-un fel sau altul. De ce vă este frică? De aceste conflicte. De 5, iar semn de foc, dar cred că e conflictul cu împăratul. Conflictul cu familia, cu tradițiile, cu vecinii, cu bârfele, poate concurența, poate sunteți geloși unii dintre voi sau persoana care, la care vă gândiți, cu care vreți să începeți un proiect sau o relație, are, da, că dacă e frumoasă, dacă e, eu știu cum o fi, are pretendenți, are concurență. Asta este teama voastră. Ce vă doriți? Să comunicați, să luați calul, nu mai sunt cai. Cai putere, motocicletă, mașină, avion, vă doriți să comunicați. Cavalerul de spade este cel mai rapid. Mai rapid ca. Da, evident. Bine, și 8 de bâte este rapid, dar este cel mai rapid. Ideea este că acest cavaler de spade nu prea știe să comunice emoțiile și aici este provocarea. Este mai apt să comunice în numele împăratului decât în numele dragostei. Pentru că împăratul semn de foc în general sau de pământ, dar hai să zicem că e foc, că avem berbec aici. Mai bine comunică măcar la nivelul acesta cu aerul decât aerul cu apa. Asta nu înseamnă că aerul nu are emoție, dar când e vorba de exprimarea emoțiilor, este super stângaci cavalerul de spade. Super. Și aici e provocarea. Provocarea este că tocmai pentru că știți că sunteți stângaci, voi v-ați dori să exprimați, dar sunteți stângaci și vă controlați. Dar v-ați dori. Poate chiar să călătoriți mai aproape. Măcar, că aveți două cărți care exprimă călătoria, a fost și faetonul, vă doriți să călătoriți măcar în prezența voastră, privindu-vă în ochi sau analizându-vă gesturile. Eu știu, persoana aceasta e o relație, e o chestie care ține de relație, asta e clar. Vai, da, domnule, cavalerul de cupe și am zis că e un semn de apă sau are planete persoana, e mai emoțională, mai sensibilă, mai artistă, mai delicată. Și evident că vă unge la suflet persoana respectivă. Vă vindecă, vă hrănește, pământul nu mai e uscat, este fertil, cum am vorbit la băte, da? O bătă uscată. De ce uscată? Pentru că stă într-un pământ uscat, da? Și atunci o bătă verde e verde pentru că are apă, pentru că pământul, voi, aveți apă. Împăratul trebuie să se hrănească măcar pe dinăuntru, altfel. Ia uite ce au aici în spate, acum am văzut, o stâncă. Altfel, deveniți stâncă. Și e păcat. E păcat de tot. Ce frumoși sunt. Interesant că caii sunt cam albi, sincer, amândoi, dar total opuși. Total opuși. Însă,
Cam acesta ar fi, să zic, finalul. Ori lăsați controlul și încercați să vă exprimați cum a fost mai devreme mesajul și emoțiile, ori este dorința voastră de a-i întâlni undeva, să vă întâlniți. Parcă se și privesc față în față. O, Doamne, ce frumos! O, Doamne, vreau să trag... am vrut să trag cu ochiul și a apărut regina de monede. Da, este posibil pentru unii să fie un semn de pământ sau o persoană foarte stabilă. Taur, Capricorn sau... Ați putea fi voi aici, Capricornul. Da, în preajma lor să deveniți mai creativi, ei să vă stabilizeze, să vă echilibreze dintr-un punct sau alt de vedere. Aici cred că sunteți voi. Dacă nu e un alt semn care... vă va ajuta să manifestați această regină de monede. Da? Ce frumos! Ia, uite! Peștii au mai avut regele și regina chiar aici, tot așa, la final. Regele de monede. Ați putea fi voi sau ei. Domnule, este cuplu, perfect! Domnule! Trei de cupe, vă bucurați! Vă bucurați! Că vă întâlniți, asta este întâlnirea a două suflete perechi care fuzionează într-o singură cupă, da? Vai, ce frumos! Se echilibrează lucrurile, iar șase de monede. Încercați, început, ia uite, al doilea valet, început cu pași mici. Că-i semn de apă, că-i semn de foc, că nu contează semnul, e vorba de cum se exprimă, poate să fie și pasional și emoțional. Ia uite, e cu rac, e cu lună. E și o fecioară aici, dar sunt secrete. Sunt niște chestii care încă ori nu le înțelegeți, ori le țineți în secret. E o poveste de dragoste care are un potențial deosebit. Ce frumos! Ce frumos! Aș mai trage. Ia uite, da. Regele de spade. Mă uit. Asta mai încolo, nebunul, da. O să vreți mai încolo să o luați de la zero, să începeți acest, poate încă vă mai gândiți, poate încă trebuie să luptați cu acest împărat, să rezolvați acest conflict. Că e în inima voastră, inima voastră cu aparența voastră, că e cu altcineva, în preajma din casa voastră, acest împărat sau din casa lor, oricum. Ce frumos! Trei de cupe, cei doi se întâlnesc. Ar trebui să se întâlnească. Wow! Cam aceasta ar fi etalarea pentru voi, dragii mei Capricorni. Vă doresc dragoste, pace. Ați fost răniți, da? Asta e. Trebuie să încheiați capitolul că vă așteaptă o bucurie. M-am uitat, aveți și lumea, lumea, aveți și 10 de cupe. O să vă bucurați. Chiar dacă nu în septembrie, mai încolo, dar cu pași mici începeți să lucrați la această relație și să vă bucurați, eu știu, spre sfârșitul lui septembrie, octombrie, când o fi, nu contează acum a fost mesajul, acum l-am primit, acum l-am exprimat. Aveți două cupe puternice, nu, trei! Trei cărți emoționale foarte puternice și mesajele dinainte. Asta e. Vă pup, dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine!